combinat acest lucru cu un mare umor și cu o foarte, foarte multă și discretă ironie. Da? Avem și lucruri foarte crude, foarte directe, avem și umor și ironie din abundență și avem chiar și fragmente ușor lirice. Deci întreaga complexitate a acestei vieți este surprinsă în carte. O altă temă importantă, sau dacă chiar vreți să determinăm și genul specific al acestei cărți, este localizarea ei într-o lume despre care cred că mulți dintre noi care nu am fost încă acolo sau în orice caz n-am fost suficient de mult timp sau n-am trăit, credem că o putem cunoaște, dar care de fapt eludează în mare măsură înțelegerea noastră și este lumea Moldovei, lumea de dincolo de Prut, lumea Chișinăului, în tranziția ei nesfârșită. Cartea are exotismul ei, are jargonul ei, sunt foarte multe expresii și cuvinte ale celebrului dialect sau jargon Basa, dacă vreți. Foarte multe cuvinte în rusă. Aici a trebuit să-mi recunosc incompetența pe anumite pasaje. Dar din context, vă lămuriți foarte clar despre ce este vorba atunci când sunt scăpate cuvinte și expresii. Asta nu face decât să sporească autenticitatea prezentării și a personajelor în sine. Însă este o lume în mare măsură diferită de lumea, știu eu, studențească românească. Adică sunt suficiente lucruri în comun încât să o recunoști ca familiară și sunt suficiente lucruri diferite încât să ai senzația că descoperi un continent ascuns. Bineînțeles, unul tulburător și care te pune pe gânduri, te neliniștește, nu te lasă să rămâi foarte... să te simți foarte confortabil parcurgând toată lumea asta. Prin urmare, cred că acest roman care începe să... începe un ciclu mai larg din câte am înțeles, da? Pentru că se înțelege momentul în care el este scris aici și momentul în care este finalizat, lasă loc unei extensii înspre lumea românească. Nu știu, n-am vorbit cu Mihai despre asta, dar asta este senzația mea, că ar putea foarte bine să fie continuat și într-o vară de cameră student la București sau... poate să dezvăluie mai mult, nu știu. Este una dintre rarele cărți care, într-adevăr, fac o, să fiu și eu puțin ironic, o punte, nu neapărat de flori, dar una a imaginației și a literaturii acumului, care ne redau, ne recuperează o lume care încă face parte din noi și care, a cărei existență încă explică foarte multe din reacțiile și inerțiile noastre contemporane. Aș vrea să citim câteva pagini din acest roman.